găsit, oameni buni, la o nouă emisiune în această seară, o ediție specială a emisiunii noastre. L-am invitat în studioul nostru pe domnul Traian Băsescu, președintele României. Bună seara, domnule președinte, bine ați venit. Bună seara, domnul Tucă, bine ați revenit. Vă mulțumesc, bine ați revenit și dumneavoastră cu această ocazie. Ca să putem să ne împrietenim puțin la început, da. Știți că avem o prietenie lungă și foarte zbuciumată. V-aș întreba dacă v-ați obișnuit la Cotroceni. Mi-aduc aminte, am făcut un interviu cu dumneavoastră, chiar la începutul mandatului, și erați puțin stingherit de ceea ce se întâmpla în jur. Așa este, m-am obișnuit și un tip de funcție care îți creează, în primul rând, o viziune generală asupra ceea ce se întâmplă în țară. E mult mai ușor să vezi de la Cotroceni ce se întâmplă în țară decât de la un minister. Sau... Știu, am reținut atunci și mi-a plăcut foarte tare ideea. Spuneați că se vede că aici, de aici se conduce România. Că de aici se vede țara. Că ai și toate mecanismele, sunt toate pârghiile. De putere, da. Categoric. Dar eu mă tot întreb cine conduce România. De o vreme încoace. Fiecare în zona lui de atribuțiuni. Așa cum arată în Constituție. Și, bineînțeles, sunt și oameni care nu au legitimitate să conducă România, dar încearcă să o conducă influențând-o într-un fel sau altul, prin diverse construcții politico-economice. Da, astea sunt realități împotriva cărora luptăm. Printre altele. Gata, putem începe? Da. Ultimul scandal în care ați fost, să spunem, implicat, mai mult sau mai puțin fără voia noastră, este scandalul CNSAS-ului. Pe mine m-a mirat foarte tare că v-ați dus și până la urmă, eu zic că ați rezolvat ceea ce s-a întâmplat acolo, dar m-a surprins faptul că nu l-ați susținut pe Turianu în continuare, ci dimpotrivă ați propus schimbarea acestuia. Ce s-a întâmplat de fapt? A fost o discuție lungă și eu nici n-am vrut să fac declarații, nici la intrare, nici la ieșire. La intrare nu prea aveați cum să faceți declarații, că era un grup de... Și la ieșire era la fel, deci se fluiera, nu s-a prins mai bine imaginea, dar se fluiera și la ieșire. Însă vă pot confirma cei din CNSAS că am spus de la CNSAS că nici nu vreau să anunț schimbarea, noutatea, nimic nu mă interesa. Eu aveam legat de CNSAS un singur obiectiv. Instituția să înceapă să funcționeze. Era un blocaj politic, în primul rând, și nu unul managerial acolo. Erau ambiții și, probabil, foarte multe interese. Era o societate civilă care susținea schimbarea domnului Turianu și numirea domnului Ticu Dumitrescu. Paradoxal, astăzi nu mai văd societatea civilă înlănțuită în jurul CNSAS-ului, deși nu a fost desemnat domnul Ticu Dumitrescu, ci domnul Secașinu. Da, este o întrebare. De ce în momentul în care a fost ales domnul Turianu s-a creat acel val, să spunem, de manifestări, iar acum nu se mai întâmplă nimic. Nu se mai întâmplă nimic. Manifestările erau în numele și pentru Ticu Dumitrescu. Deci nimic altceva nu era revendicat decât instalarea simbolului moralității și a luptei împotriva comunismului și securității, Ticu Dumitrescu. E, nu au simbolul ăsta și totuși nu mai sunt înlănțuiți. V-ați dus cu gândul să schimbați pe Turianu sau? M-am dus cu gândul să găsesc o soluție. Vă pot asigura că nu m-am dus cu nicio idee preconcepută și nici nu l-am schimbat eu. Singurul lucru pe care l-am făcut acolo a fost să încerc să mediez între diversele soluții. Acum vă alintați, nu l-am schimbat. L-am schimbat eu, nu l-am schimbat noastră. Deci a fost schimbat în interiorul CNSAS-ului. Am înțeles. Am văzut și ieșiri incorrecte după CNSAS. Păi prima ieșire incorrectă mi s-a părut cea al domnului Ticu Dumitrescu. Știți ce a spus pe scări, nu? Sau nu mai erați pe acolo? Nu știu. Eu l-am văzut la televizor. A spus că nu Băsescu a rezolvat criza, ci eu.
Foarte bine, dar de ce n-a rezolvat-o până nu m-am dus? Păi nu știu, asta m-am întrebat. Da, nu, și chiar așa a fost declarația. Dădea o mare satisfacție tuturor, pentru că ar fi fost într-adevăr dânsul. Pe mine m-a interesat în mod fundamental... Ce s-a întâmplat înăuntru, domnule președinte? Pentru că au fost discuții foarte aprinse acolo. Știu că ați reproșat lucruri destul de grave, să spunem, celor care fac parte din CNSAS. Da, am dat și explicație domnului Dinescu de ce nu i-am mai înnoit mandatul, pentru că dânsul a reprezentat PD-ul în CNSAS. Am avut și niște întrebări vis-a-vis de Ordinul Muncii clasa a treia pentru devotament în construcția comunismului către domnul Ticu Dumitrescu. Am încercat să înțeleg atmosfera. Știți că pentru a rezolva o astfel de problemă trebuie să ieși din demagogie, în primul rând. Și cred că acesta a fost marele câștig. Ieșirea din demagogia membrilor CNSAS. Sigur, am văzut și cartea cu educația prin muncă scrisă de domnul Turianu. Este foarte adevărat că și acum se dau pedepse în tribunale pentru muncă. Se condamnă cu muncă în folosul comunității. Probabil însă că era o abordare specifică perioadei, dar la fel de bine m-am întrebat cum pozăm ca sfinși ai luptei anticomuniste, dar am construit cu Ordinul Muncii clasa a treia socialismul. Eu n-am dobândit o asemenea medalie, deși am comandat nava amirală a Republicii. Mă rog, chestiune de performanță. Păi nu, că și dumneavoastră ați avut performanța și salvat o navă de la incendiu. Da, astea sunt altceva, nu mai contează. Astea, ați apărut și în ziare. Nu, puțin știu, puțin sunt cei care știu fapt. Trec a fi acte ale activistului de partid. Emisiunea s-a numit la un moment dat Marius Tocășo, nu știu dacă vă ceți aminte. Acum vreți să fie treambă să scriu și eu n-am nicio problemă. Dar puțin știu că dumneavoastră ați apărut în ziare înainte 89, ca un exemplu pozitiv, dar nu în sensul de premiere, ci faptul că a salvat Salvat nava din foc, din război, din zonă de război, din bombardamente în războiul iranian-irachian, deci sunt foarte multe. Și mi-a adus tot timpul echipajul acasă. Eu înțeleg de ce ați ajuns președinte, pentru că încă de pe atunci erați în războaie. Și sunteți un om al războiului, chiar dacă nu un război în adevăratul sens al cuvântului. Domnul președinte, deci eu de 16 ani de zile, eu, cetățeanul Marius Tucă, nu mai vorbesc de gazetarul Marius Tucă, aud de această discuție nesfârșită privind de conspirarea securității și, la fel, condamnarea comunismului. Spuneți-mi, care ar fi soluția în viziunea președintului României? Domnul Tucă, cu un dosar de informator se pot face multe. Asta și explică bătălia politică, cine controlează CNSAS-ul. Eu consider că oamenii politici care au fost informatori ai securității sau, ca să nu greșesc, să nu scap vreun termen, în orice relație au fost cu securitatea și au făcut rău oamenilor, au făcut poliție politică, au scris despre oameni că nu acceptă, știu eu, nu știu ce teze la Congresul al 12-lea, în timp ce erau la o cafea, într-un birou, în colectivități. Acești oameni nu au calitatea morală de a face politică. Sau dacă o au, asta trebuie să judece legislativul. O au știindu-se despre ei că au făcut acest lucru. Și să voteze electoratul dacă îi acceptă așa sau nu. Acest lucru trebuie făcut pentru oamenii politici obligatoriu. De aceea... Are legătură cu legea lustrației? Stați o secundă. Nu. Discutăm deci de desconspirarea securității. Vorbim numai despre securitate, da. Deci, cred că nu poți să ai pretenția să faci politică, să dai lecții națiunii, să hotărăști destinul națiunii când ești șantajabil. Da. Atâta timp cât un astfel de dosar există undeva, la CNSAS sau în arhivele SRI, ești un om șantajabil. Ori din acest motiv eu susțin, fără rezerve, desconspirarea celor care au făcut poliție politică. Mergând mai departe, accesul la legea lustrației, accesul activului de partid în funcții politice.
O să fiu foarte sincer să vă spun că îmi este greu să evaluez, pentru că nu mă pricep să evaluez care mai este eficiența acum la 16 ani. Dar, în mod categoric, o lege a lustrației trebuie făcută. Nu evaluez dacă mai poate avea efect acum și care să fie sancțiunea. Probabil că... Păi în Parlament și sunteți vizați și dumneavoastră, ca și comandant de navă. Asta când vor ajunge comandanții de navă lustrați, înseamnă că... Domnul președinte, îmi pare rău, dar vor să vă lustreze. Dați-mi voie, vă rog. Lăsați-i să o facă. Aș fi, cred că unul dintre aceia care nu ar contesta legea la Curtea Constituțională. Corect. Vă dați seama cum ar fi să ajungeți acasă să vă zică soția lustratule. Nu, nu despre asta discutăm. Ca principiu. Ea însă, o astfel de lege ca să fie credibilă... Deci sunteți pentru legea asta. Da. Da, sunt de acord că trebuie făcută o lege a lustrației. S-a întârziat prea mult. Dar pentru ca o astfel de lege să fie credibilă, ea trebuie să își poată atinge obiectivul. Sunt foarte mulți oameni, noi vorbim de securitate, dar securitatea, partea politică a securității, cea care a făcut poliția politică, n-a fost de capul ei, a fost condusă de partid, a fost subordonată partidului. Deci cred că o lege a lustrației, în paralel cu desecretizarea dosarelor de informatori, este necesar. Dar cum vedeți legea măcar asta? Pentru liniștea noastră. Cum vedeți legea care se află acum în Parlament? Pentru că dumneavoastră ați făcut referire pentru la asta? Că vizează comandanții de navă, lucru pe care îl regret pentru colegii mei. Colegii mei sunt convins cei 250 de comandanți care erau la vremea aceea... Domnul președinte, dar nu înțeleg un lucru. N-ați câștigat alegerile? Lăsați-mă să vă spun. Vă las. S-au simțit jigniți, pentru că eu nu știu navă, la bordul căreia să se fi ținut ședințe de partid. Ar fost și Caragiu să fie în ocean cu nava și să face o ședință de partid. Cum nu, dar nu te lasă tangajul, pentru că e doctrina foarte grea și atunci nu și poate. Vă mai spun un lucru pe care poate îl află și cei care au făcut propunerea comandanții de nave. În marina comercială nu s-a folosit niciodată adresarea cu tovarăș și comandant. Păi dacă îmi spunea un ofițer sau secundul sau mecanicul tovarășe? Șef, tovarăș și comandant, îl zvârneam în primul port. Cum vă spunea? Comandante? Domnul comandant, domnul ofițer 3, domnul... Sau comandante. La noi n-a existat adresarea tipică epocii tovarăș și comandant. Tovarăș era directorul, comandantul de navă era domnul comandant sau ofițer pe ierarhie. Deci vi se spunea domnule încă de dinainte de Revoluție. Câți ani aveți când erați comandant de navă? A fost foarte tânăr, comandant de navă de mare tonaj. La 32 de ani comandam deja biruința. 32-33 de ani. Interesant. La 31 de ani treceam cu o navă de 40.000 de tone. Și la Ceaușescu cum vă uitați? Nu prea aveam timp să mă uit, domnule, că poate aici aveam o problemă, poate aici chiar eu am o problemă. Sigur, am văzut ce se întâmpla, că familia mea n-a trăit în altă lume. Auzeam, n-au copiii lapte, Traian, aduceam lapte praf, știi? N-au copiii blugi, n-au copiii filme, am adus video, casete, mi se părea, veneam din voiaj, îmi spunea, n-au copiii lumină. Am luat o baterie de mașină, asta am făcut o instalație. Cred, și lumină. Da, am făcut o instalație, mă rog. Și blugi și lumină. Acum venind în zona serioasă... Dacă văd compunerea... Nu, dar nu pot să mă abțin. E la fel de serios, extrem de serios, dar mi se pare reprezentativ. O compunere a uneia dintre fiicele noastre. Tata ne aduce blugi și lumină. Ce mișto. Este? Domnul Tucă, să știți că adesea am adus lumină pentru 22 de milioane de români, pentru că eu căram țiței. Da. Ați vrut să mă taxați, am vrut să fac și o glumă dintre proastă și nici pe aceia care cărau țiței. Vă rog, trecem la partea serioasă a lucrurilor. Pentru că realitatea este însă că eu n-am simțit direct în cei 12 ani cât am navigat, n-am simțit direct acea formidabilă presiune care exista la uscat. O realizam din ce îmi spunea soția. Între
eu stăteam cu nava acasă 24 la 36 de ore, era petrolier. Îmi spunea, și atunci, din 36 de ore, eram 20 de ore la navă. S-a întâmplat să nu plec de la navă când a avut nava probleme la descărcare. Și ați rămas acolo. Dar realitatea este că familia îmi spunea, trăind pe mare, mi-era greu să am percepție exactă a grozăviilor de acasă. Știți când realizam ce se întâmpla de fapt la început? M-a surprins. Când vedeai la scara navei, până la urmă eram doar un comandant de navă. Fie el și comandant de navă de 306 metri lungime, știi? Dar când acostam la scara navei, era și secretarul de partid, era și directorul portului, și directorul flotei, și... Vi-l aduceți aminte pe Ceaușescu, fostul senator Momanu? Pe Momanu l-am uitat, îmi pare senator sincer. PSD a fost, dânsul era ministru chimiei. Era la scara navei. Pentru toți era o nebunie ce-i cu nava asta. Era navă de 1 milion de barili. Și primele două din serie, construite în România, se scufundase, Independența și Unirea. Și... toată lumea avea o mare grijă să nu se întâmple ceva cu nava. Știu că nu prea le păsa de noi, dar de navă le păsa, să nu mai fie un accident. Puteam să scăpăm mai mulți dacă era și a treia să fi fost. Da, puteam să scăpăm. Și Momanu ce? Era ministru adjunct al chimiei și pe urmă l-am văzut în Parlamentul României vorbind cu emfază și mi-l aduc aminte cum tremura noaptea când acostam noaptea în scara vaporului. A ajuns nava, fiind ministru chimiei, avea nevoie de țiței în rafinării. Era un sistem îmbâxit. Nu? Asta vreau să vă întreb, dacă simțeați în interiorul sistemului, cel de care... Aici am avut o șansă formidabilă. La navă nu s-a reușit transferul acestui sistem. La nicio navă. Pe navă? Nu cred. E o poveste asta cu nava și securistul, nava și... E o poveste. Au fost prin anii 70 niște incidente. Unul a fost pe o navă care se numea Dobrogea. Vă întreb pentru că a spus că niciodată comandantul navei nu putea să-și toarne subalterii. Nu putea prin construcție. Prin construcție, pentru că trebuia să nici comandantul, nici ofițerii. Și atunci vă întreb, exista un securist pe navă sau un informator? Nu cred. Au fost încercări de acest tip, cred, prin anii 70, chiar la începutul anilor 80, și mai dispărea câte un membru din echipaj, pentru că tu trăiești cu echipajul ăla de dimineață până noaptea. Oricine recunoaște când îl chema la securitate și îi spunea ai făcut asta, și aducea aminte omul cu cine a vorbit, cu cine a avut întâmplarea. Nu vreau să vă trezesc amintiri frumoase și dureroase, dar spuneți-mi, pentru că avem atât de multe de discutat și nu știu dacă o să avem timp. Spuneți-mi cum arăta o zi a comandantului Băsescu pe nava Biruința. Era o zi care depindea cum vroiam să mi-o fac. Puteam să-mi fac o zi agitată sau o zi mai relaxată. Ca și acum, nu s-a schimbat nimic. Da. Incredibil. Deci, dacă luam nava, gândiți-vă că era o navă care numai la Castel, la partea Pupa, avea 68 de metri înălțime. Cât intercontinentalul, puțin mai înaltă. Aveai... Se spune că vreați o zi agitată. Aveai o zi în care aveai în ăștia 68 de metri, de la puntea principală încă 32 de metri în jos, aveai nivelul uzinei electrice. Nava avea o putere instalată mai mare decât termocentrala de la Ovidiu. Nu, m-ați băgat în chestiuni tehnice. Ce făceați? Vă plimbați până... Nu, vreau să vă spun ce puteai să faci. Da. Aveai zona motorului principal, zona generatoarelor de abur, ca să mă înțelege, zona ceturilor. Uh-huh. Aveam două ceturi pe navă, că asta puteți înțelege mai ușor, generatoarele de abur, drăguț, cu care puteam să încălzesc o jumătate din orașul Constanța. Asta era puterea, capacitatea ceturilor. Bun. Dacă vroiam să-mi fac de treabă, o luam prin toate compartimentele astea. Și bineînțeles, când comandantul se mișcă, intră în agitație tot echipajul. Corect. Cum la fel de bine,
Dacă eram după câteva zile de furtună, când trebuia să stau continuu pe comandă, aveam sală de sport, piscină, cinematograf, clubul ofițerilor, puteam să-mi organizez ziua exact cum vroiam. Pe numele asta a fost mai mult fugit din România, domnule președinte. Decât plecat. Decât plecat. Dar n-aveați un hamac unde să stați, să fumați, să vă uitați pe... Domnul Tucă, mult timp. Nu știu, cât timp am locuit la Constanța, vă pot spune că apartamentul pe o navă de dimensiunile astea era mult mai mare decât apartamentul meu de acasă. Uh-huh. Ca dimensiuni, ca și confort. Deci, n-aș spune că... Ei, nu, că nici chiar așa. Păi cum, nu. Cinematograf, aia... Atât, domnul Tucă. Hai să venim la ce interesează pe român, ca astea să... Va trebui să ne oprim puțin pentru publicitate și după aceea, ca să încheiem cu CNSAS, o să vă întreb de ce colegul și prietenul nostru Călin Popescu Tăricianu, dar mai bine după publicitate. Când vreți dumneavoastră. Prostata mi-a creat probleme multă vreme. Zi sau noapte eram nevoit să întrerup orice ca să merg la toaletă. Aveam jet urinar slab. Cauza? Creșterea în volum a prostatei care împiedică urinarea, afectând și viața sexuală. După 3 luni de tratament cu Prostamol 1, problemele au început să dispară. Viața sexuală e refăcută. Jetul urinar e din nou puternic. Prostamol 1. Cere sfatul unui medic urolog. Nu lăsa prostata să-ți conducă viața. Acest produs medicamentul se liberează fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Future's bright, the future's orange. Noul Cocolino, o adiere atât de proaspătă, parcă plutești. Cocolino te învelește în prospețime. Caută acum cadoul din pachetele promoționale. Cumpără acum practic în bucătărie. Învață să gătești gustos și în perioada de post. 78 de rețete, de la aperitive la feluri principale și deserturi, așteaptă să fie încercate de tine. Cu practic în bucătărie, participi la concursul Probează în bucătăria practică rețeta ta. Savurează postul cu practic în bucătărie. Acum, la toate punctele de difuzare a presei. Morcov este izvor nesecat de sănătate și energie. Acum știi de ce toată lumea bea suc de morcovi. Dar tu, ești gata? Distra cu 15.000 de euro. Ascultă Radio 21 și află cum poți să-i câștigi. Auto-emoțion. Spuma
modelatoare Londa Trend pentru mai mult volum. Grăbește-te, mami! Indiferent de ocazie, îți aranjezi părul repede și fără efort. Spuma modelatoare Londa Trend. Te poți baza pe ea oricând și oriunde. Fixativul Londa Trend păstrează forma și dă volum coafiurii pentru întreaga zi. Cu Londa Trend este atât de ușor să ai coafiura pe care ți-o dorești. Londa Trend. Produse de styling de la Londa. Abonează-te la Jurnalul Național și primești ziarul 7 zile din 7. Acum cu 50% mai ieftin ca la tarabă. Un covric. O banană. Un creion. O rapieră. O revistă de femei. Nu, o revistă nu costă un leu. Regula e să spui ce poți cumpăra cu un leu. Atunci, un aragaz. Aragaz și hotă zanuzi la 949 de lei. Numai la Domo, cu un leu pe zi. Vino să-l cumperi. Domo, pentru acasă. Vezi ce scrie? Nu. Ești la un metru de... Nu, mă, doamne. Vineri seara. De unde sunteți? De la Parisier! Parisier, mea! Vezi show. Ai venit cu toate oarele! Ochelariștii sunt puși pe câștig. Excelent! Și fac legea la ziua judecății. 2-3, 2-3. Marius. E pericol public. E mai lovit, mă! Și Nelu Plăieșteanu dă tonul distracției. Vineri seara. Să intrăm tip în casa natale. La ziua judecății. Dan Negru. Ce tricou e ăla, mă, la tine? La Antena 1. Au răspuns provocărilor și au câștigat bătălii grele. Maria Cârneci, amenință. De aici vezi pleca bătus și cu coada între picioare. Duminică seară, popularii țin piept valului de vedete. Spectacolul e la revanșa starurilor, cu Pepe. Cea mai tare petrecere, aici, la revanșa starurilor. Numai la Antena 1. Duminica avem oaspeți dragi din toate domeniile, cu povești interesante de viață, diferiți prin ceea ce fac, asemănători prin performanțe. O să ne simțim bine împreună. Duminica, aici, la Antena 1. Antena 1, Mihaela, Duminica în familie. Ce s-a întâmplat? Taine care schimbă vieți. Fiul meu e mort. Secretul Mariei. În această seară la Antena 1. Și că n-am terminat. Să știi, n-am terminat. Haideți să deschidem ala. Haideți să zburăm. Haideți să visăm. Femeia conduce. Haideți să ne trăim viața exact așa cum ne dorim. Asta îmi dovedește mie că este femeie euforia, că este femeie puternică, este activă, e hotărâtă. Femeia conduce. Un talk show care depășește tot. De luni până vineri, de la 8 seara, la Euforia Lifestyle TV. Continuăm emisiunea din această seară, ediție specială, invitatul nostru, președintele României, domnul Traian Băsescu. M-ați cucerit cu asta, cu navele, și cred că v-ați propus asta. Nu să... eu am deschis subiectul. Păi da, m-ați dus până acolo încât să-l deschideți și să-mi vorbiți de navă, ce frumos era cu cinematograful. Cu... Să știți că, bun, m-ați întrebat cum era o zi, dar ce pot să vă spun că te învață nava? Două lucruri extraordinare. Oricât ai fi de mare și în ierarhie pe navă, te învață solidaritatea. De la ospătar până la comandant e o solidaritate formidabilă între oameni, pentru că îi leagă riscurile. Aveți și ospătari? Nu, că acum că trec la Golden Blitz, iertați-mă. Deci aveați încă de pe atunci pe navă ospătar? Hai să ne înțelegem. Pentru că astea sunt povești pe care viața le-a validat. Deci degeaba v-aș spune că n-aveam. Pe nava Biruința, comandantul navei, în vremea comuniștilor, avea ospătar la dispoziție. Ca să... Interesant. Înțelegem. Ofițerii aveau ospătarul lor, echipajul ospătarului, nemermetații. Erau careurile, așa se numeau, cluburile. Da. Clubul ofițerilor era separat de clubul personalului nebrevetat. Sala de mese a ofițerilor separată de sala de mese a personalului nebrevetat.
Deși eram prieteni, dar erau ierarhii și fiecare avea locul lui. Pe o navă de dimensiunile navei biruința, sigur. Și solidaritatea era extraordinară. Extraordinară, dar și ierarhia era importantă. Fără echivocuri. V-aș întreba acum dacă vă imaginați că v-ați mai putea întoarce într-o zi pe o navă. După toată experiența ultimilor, până când vi se termină o mandat, sau ultimilor 20 de ani, ați mai putea face asta? Da. Nu se poate. Nu, ascultați-mă. Da. Am făcut-o, dacă vă aduceți aminte, și în 1990 și... Ei, atunci v-ați dus să muriți puțin. Lăsați că știu, am și scris. Nu. Nu, pur și simplu, un voiaj îți vine să mai faci, să te mai urci pe puntea de comandă a unei nave. Altceva vă întreba. Sunteți președinte României acum, poate o să mai fiți un mandat. Vă retrageți de pe scena politică? Domnul Tucă, a spus că vă după retrageți. Ce-mi termin mandatul sau mandatele de președinte, locul meu este unul singur, acasă. Acasă? Acasă. În fața televizorului? În sfârșit, deci în acasă. Sfârșit o să mă vedeți și pe mine. În sfârșit, acasă. Deci o să stați acasă? O viață zbuciumată, da. O să stați acasă? Nu, mă retrag. Cu nici nepoții? Politică nu mai fac, nici interesant. Meseria de bază nu mi-o mai fac. Dacă o să mă întrebe cineva despre ceva, o să discut, dacă unde nu... Unde să fie casa asta? Acasă. Pe malul mării sau în București? Sau oriunde. Mării? Cred că în apartamentul din Mihăileanu, până la urmă. Nu, că ăla e cu problemă. Vă rog, nu e cu problemă. Nu mi-aduceți aminte de Mihăileanu. Știți că Mihăileanu a fost un actor, nu? Da. Nu știam dacă noastră cunoașteți acest lucru. Nu, știți cum vă imaginezi? Pentru că știu că vă țineți de cuvânt. Îmi imaginam, sau îmi imaginez și acum că o să vă terminați mandatul, sau mandatele. Cum vă place? Mandatul sau mandatele? Pluralul, în cazul. Nu vreau să dau semnale politice. Vă simt. Da. Mandatele. Și undeva să aveți o casă la malul mării, și dimineața așa să vă uitați la toate navele care trec în depărtare și să venim o hamsie pe o plită, pe tablă, dimineața la prima oră. O să aflați un paradox. Nu vă place nu peștele? Nu mănânc pește. Știu asta, da. Și poate că îmi place mie acum. Încă un paradox. Eu nu iubesc marea. Stați că aici deja întoarcem la navă. Cred că nu mai plecăm de pe navă în seara asta. Nu iubesc. O respect foarte mult, a fost locul meu de muncă, dar nu o iubesc. O puteți iubi voi, cei care... Noi găinile. Nu, dumneavoastră cei de la uscat. Cum adică noi de la uscat? Cei care n-ați trăit pe mare, care nu v-ați câștigat pâinea muncind pe mare. Da, mie îmi place foarte mult mare. Da, dar vă place pentru un motiv simplu, domnul Tucă. Pentru că o priviți de pe nisip și... România fiind așezată cum e așezată, vedeți răsăritul de soare. Nu știți marea dincolo de orizont. Marea dincolo de orizont nu poate fi iubită. Poate fi cel mult respectată. Îți dă tot ce îți poate da mai rău de multe ori. Îți dă furtuni, îți dă riscuri. M-ați cucerit. Urmează să chem, deci dacă n-am fi la Marius Tucășo, ar urma să chem foștii colegi de pe navă și să ne întâlnim cu toți aici să ne pupăm. Da, interesant deci, ceea ce nu, spuneți. Un om care și-a câștigat pâinea din munca pe mare nu o poate iubi. Pentru că e greu să nu rămână în sufletul tău toate riscurile prin care treci pe mare. Când spun mare, nu mă refer neapărat numai în ocean sau... Sunteți romantic? Și dacă aș fi, nu v-aș spune și nici nu m-aș arăta. Eu cred că sunteți. Și apropo de romantic, mi-aduc aminte ce au scris elevii la Bac și ce au zis. Perioada preferată de romantici este ziua. Care este perioada preferată dumneavoastră? Noaptea? O să vă spun că nu e nici ziua, nici noaptea, iarna. Mie îmi place foarte mult iarna. Sunteți plin de paradoxuri. Acum îmi dau seama cum ați ajuns. E incredibil. Îmi place extraordinar de mult iarna când și ninge. Și bănuiesc că nu schiați. Nu. Deci nu vă place marea cu toate că ați trăit pe mare, nu vă place o respect, peștele. O respect. Asta am înțeles cu respect. Așa, o împlesc de respect. Vă place iarna, nu vă place vara? Nu. Nu vă plac răsăriturile de soare? Le-am văzut de prea multe ori, s-au banalizat. Dar blondele vă plac. Haideți că suntem acum deja... Domnul tu, că orice femeie frumoasă îmi place, blondă sau brună. E adevărat, sunt mai atractive, din punctul meu de vedere, blondele. Unde e problema? Haideți să ne întoarcem la CNSAS.
Pentru că riscăm să rămâne... Aș vrea să nu stăm mult în subiect. V-aș spune eu un lucru pe care vreau să vi-l spun. Plecând de la considerentul că trebuie desconspirați măcar oamenii politici care au fost, sunt șantajabili, am luat decizia în februarie 2005 de transfer a unui mare număr de dosare la CNSAS. Până atunci se transferase un 9200 de dosare în timpul domnului Constantinescu și a domnului Iliescu. 9200. În 2005 s-au transferat 1.350.000 de dosare și sunt convins că noul CNSAS mai are de verificat împreună cu SRI-ul și dosarele rămase și vor mai fi transferate. Din punctul meu de vedere, am văzut zilele acestea atâta agitație, mare agitație. Nu știa nici domnul Ticu Dumitrescu, pe care îl respect pentru vârsta dânsului, pentru ce a suferit în pușcărie. Nu știa cum să fie omul care aduce lumina în România. Sigur, și domnul Turianu la fel de binevoitor. Și domnia s-a adus niște lumină ieri. Și domnia s-a la fel de binevoitor și tot acel cine s-a. Eu aș vrea să se înțeleagă un singur lucru. Responsabilitatea politică a desconspirării securității este a mea. Și nu o să mă las nici pe mâna extremismelor relaționale. Nu-mi place Turianu, nu mai vin, plec din CNSAS. Lui Turianu nu-i place Ticu, pleacă și el din CNSAS. Iar ce-am văzut zilele astea confirmă pericolul pe care toți l-am constatat în mandatul trecut al liberalilor. Cu domnul Onișoru, am constatat riscul de a nu se dori desconspirarea. Și blocării până la urmă, da. Nu, și mai e ceva, domn președinte. Risc. În perioada 96-2000, că l-am văzut pe domnul Tăriceanu, colegul și prietenul nostru de alianță și de alegeri, foarte supărat pe faptul că nu s-a făcut nimic până acum. Dar în 96-2000, când PNL-ul, dar și dumneavoastră... Nu, stați puțin. 96-2000, PNL-ul n-a avut niciodată ca obiectiv desconspirarea securității. Ticu Dumitrescu, că era la PNCCD, nu? Și erau la putere și Emil deci Constantinescu. Este demagogie, domnul. Asta vreau să vă spun. Este o mare demagogie. A fost cel propulsat de societatea civilă, domnul Constantinescu. Și n-a reușit să facă nimic. Domnul Iliescu probabil că n-a crezut necesar. Și vă pot spune un lucru, iar o să-mi reproșați, apără Băsescu serviciile, vă pot spune un lucru. Serviciile execută voința președintelui din acest punct de vedere. E adevărat. Nu a trebuit să duc nicio muncă de convingere cu ei. Am spus dosarele predate. Faceți comisia mixtă cu CNSAS-ul, vedeți ce-i de siguranță acum, națională, până rămâne acum, ce nu, nu. Până acum nu s-a întâmplat așa. Da, deci au fost acest transfer s-a făcut sub conducerea CNSAS-ului veche, sub vechea conducere. Eu spuneam că au fost ani de zile în care SRI-ul, serviciile de informații, s-au împotrivit predării cu cine arhivele. Ați vorbit de la serviciile de informații? Nu, am avut eu nenumărate emisiuni în care au participat membrii ai CNSAS-ului, mai vechi și mai noi, începând cu domnul Patapievici, terminând deci cu domnul Preșu. Eu sunt absolut de acord. În care spuneau că nu au avut, nu au primit de la serviciile așa de informații. Așa este, dar serviciile au o subordonare constituțională către CSAT. Da. Dacă șeful CSAT-ului se duce în CSAT cu propunere, cum am dus eu în februarie, spune predare. Da. Serviciile o execută. Domnul președinte, eu cred că ne-am ascuns prea mult timp în spatele sintagmei siguranță națională. Eu m-am săturat de siguranță, nu mai vreau siguranță națională. Uite, eu o să vă spun eu ce o să vreți. Da. Securitate națională o să vreți. E altceva. Dar nu putem vorbi de siguranță națională atâta vreme cât au existat, au fost 50 de ani de comunism. Așa. A existat o securitate represivă și nu mă interesează siguranța națională din vremea aia. Mă interesează toate dosarele. Sunteți de acord sau nu? O să vă spun eu dosare care n-or să vă poată interesa și n-au cum să vă intereseze. Ca de exemplu. Ca de exemplu. Dacă s-ar merge pe ideea punem tot pe masă, care ar fi interesul României să desconspire unitatea și structurile anti-KGB? Nu există acest interes. Care este interesul României să
desconspire, spre exemplu, tranzacțiile făcute cu izraelieni, cu oameni care au emigrat în Israel și în Germania. Și au avut oameni politici la ambele capete. Păi eu zic că trebuie făcute astea. Eu nu cred că de este ce? Momentul. Pentru că practic s-au vândut oameni. Sau s-au Domnul, cumpărat. Asta știm noi și asta istoricii să constate. Dar nu avem niciun interes ca oamenii politici din Germania sau din Israel să fie angrenați în scandalurile din România. De ce să nu fie angrenați? Nu avem acest interes. Păi n-au făcut parte, până la urmă n-au lucrat cu sistemul comunist, un sistem represiv? Nu putem ajunge la... Și știu că l-ați numit pe domnul Vladimir Tismăneanu într-o... Da. O să vorbim despre asta. Nu avem nevoie pentru condamnarea sau aflarea adevărului despre cei 50 de ani de comunism. Nu avem nevoie de asta și atunci avem nevoie și de... Aici nu avem nevoie de persoanele din partea cealaltă care au fost implicate. Bun, pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Da. Credeți că are vreo legătură, au vreo legătură cei care sunt astăzi, fac politică în România, cu ceea ce spuneați dumneavoastră, cu KGB-ul și anti-KGB-ul? Hai să fim, nu. Să fim serioși. Nu, dar atunci... tocmai de asta vă spun că nu se poate deschide tot. Bun. Ei au legătură cu turnătoria. Și pentru că vorbeați de ipocrizie și demagogie, vă spun un lucru, nu pentru că este vorba de o inițiativă pe care am avut-o eu și Jurnalul Național. Am propus și avem și un proiect legislativ, deschiderea arhivelor. Și această deschidere a arhivelor prevede ca documentele emise de către Comitetul Central al PCR, de către CC al UTC, da, precum și de structurile centrale și teritoriale ale securității statului până în momentul desființării acestor creatori de documente, cu excepția celor prevăzute a se preda la CNSAS, decât altele decât stau așa, să fie predate arhivelor naționale până la 31 decembrie 2006. Da. Este o propunere făcută de un departament de la mine care se ocupă cu istoria recentă și care sunt oameni care au lucrat ani de zile în aceste arhive. Da? Da. Și spunem așa, aceste documente să fie puse în circuitul public pentru cercetarea imediată, fără restricția de timp de 50 de ani de la emitere. Pentru că noi nu suntem o țară care să-și permită, nu venim dintr-o democrație sau nu, n-am trăit 50 de ani de democrație, ci de comunism și acum, și atunci nu văd de ce legea care trebuie schimbată, da, să prevadă această secretizare vreme de 50 de ani. Domnul Tucă, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și vă pot spune că, spre exemplu, în acest proces s-au mai făcut câteva lucruri în 2005 care sunt neștiute, neobservate sau necuantificate. Spre exemplu, celebra arhivă comercială de la Dunărea a fost predată la arhivele statului. Foarte bine. Arhiva Pactului de la Varșovia și arhiva CAER, tot prin hotărârea ale CSAT, luate în 2005, sunt gata de predare. Au fost opisate, gata de predare. Arhivele CC-ului. Deci discutăm despre condamnarea comunismului. Absolut. Arhivele CC-ului sunt esențiale. Am discutat cu domnul profesor Tismăneanu, vă pot spune că de vreo 10 zile e discuția, după ce am revenit din China, prima discuție, mi-a dat acceptul, a avut exigența. Cum se va numi? Am aici o știre, cred. Comisie pentru, a fost exigența dânsului, analiza dictaturii comuniste din perioada anilor de comunism. Comisie și prezidențială. Vizează persoane, fapte, efecte. Oameni care, inclusiv ce spunea doamna Cornea și mi-a plăcut foarte mult formularea dânsei, genocidul cultural. Elaborarea unei sinteze științifice privind crimele și abuzurile regimului comunist din România. Da. De la înființarea sa și până la Revoluția de decembrie 89. Uite, poate nu-i momentul. Eu înțeleg sensibilitatea societății civile legată de acest subiect și este o sensibilitate, dacă vreți, și a familiei mele, și a mea, și a oricui. Probabil m-a surprins puțin virulența abordărilor, în primul rând pentru că mi s-a părut incorrectă. Eu am avut anul trecut o discuție prin mai cu domnul Ticu Dumitrescu pe această temă, pe urmă am avut discuții și cu alții și rugămintea mea a fost formați o comisie. Dânsii mă trimit la bibliografie. Sunt absolut de acord. Dar eu nu pot să pun consilierii prezidențiali să constituie un colectiv și să semneze pe urmă sinteza documentelor care au apărut.
Bun, mi se pare că pe numirea lui Vladimir Tizmăneanu... Lucrurile vor merge înainte. În al doilea rând... Dar sunteți acuzat că nu vreți să condamnați comunismul, domnule președinte. Nu, este o mare eroare. Eu sunt convins că pentru România a fost toxic comunismul. A fost toxic și e de văzut. Ideologia este toxică. Acest specialist vor spune... Dar nu vreți o judecată la grămadă, de fapt. Nu vreau o învinuire a 3,5 milioane de membri de partid. Eu, spre exemplu, mă simt nevinovat. Prin meseria mea, a fost o meserie care nu m-a îngrenat în viața socială de la USCA. Și în viața de partid, de fapt. Dar a fost o meserie care m-a făcut să-mi sacrific parte din tinerețe, din două motive. Pe de o parte, pentru că mi-a plăcut meseria, și al doilea motiv a fost că această meserie mi-a garantat bunăstare pentru familia mea. De aceea mi s-ar părea nedrept ca eu să condamn 3,5 milioane membri de partid. Dar comunismul a făcut crime, abuzuri. După părerea mea, astea trebuie să condamnate. De acord. Este greu să-mi imaginez cum aș putea condamna, printr-o condamnare globală, 3,5 milioane de membri de partid. În plus, eu am și eu o problemă de timing, de timp. Nu știam că la Constanța... Nu, e... Bun, am o problemă de timp. Știți probabil că grupul socialist din Parlamentul European a refuzat condamnarea comunismului. Vă dau doar două exemple elementare. Știți probabil că încerc o consolidare a relațiilor cu Moldova, care, pentru moment, Republica Moldova are un președinte provenit din Partidul Comunist din Moldova și o majoritate parlamentară reprezentată de Partidul Comunist și din Moldova. Că printr-o... Nu cred că un act politic care să nu se refere mai precis la ce vrem să condamnăm din epoca comunistă ar fi de natură să mă ajute. Iar în ceea ce privește relația cu grupul socialist, chiar consider că n-ar trebui să fiu în situația să mai dau niște explicații acum, când oricum avem de dat foarte multe explicații pe pregătirea pentru aderare. Sigur, nu vreau să se înțeleagă că aș suspecta că grupul socialist din Parlamentul European este un grup pro-comunist. Dar am luat act de refuzul grupului socialist de a condamna comunismul. Cred că aș fi nevoit să dau niște explicații acum de care nu avem nevoie. Am de explicat altele. Sunt de acord cu dumneavoastră și sunt de acord și cu partea referitoare la demagogie atunci când vorbim de aflarea condamnarea în bloc și a comunismului și asta. La această campanie făcută în Jurnalul Național, cam vreo 3 săptămâni, n-am văzut pe cineva din societatea civilă să spună da, sprijinim asta, vrem să desconspirăm tot ce înseamnă arhivele. Aș vrea să primim un sprijin din partea dumneavoastră. Vă asigur că veți primi. Sunt hotărât să desecretizez toate arhivele la care ne uităm ca la altceva. A venit vremea să vă stric seara. Vă rog. Îmi cer scuze anticipat. Da. E vorba despre un triunghi care a sunat cam așa. Călin Popescu Tăricianu, Alianța Da, Dinu Patriciu, Traian Băsescu. Știm foarte bine că viața noastră și politică, dacă vreți și socială, a fost guduită în ultima perioadă de, să spunem, influențele acestui triunghi. Foarte clar, se vorbește despre direcționarea, dacă vreți, sau comandarea arestării lui Dinu Patriciu de către dumneavoastră. Este o aberație. Stați că n-am pus întrebarea. Răspândită peste tot. N-am pus întrebarea. Așadar, cum ieșim din acest triunghi al Bermudelor? Uite, despre domnul Patriciu aș prefera să nu discut, pentru că dânsul este într-o anchetă penală și orice aș spune, se va spune că Băsescu a influențat... Așa un pic măcar s-o influențat. Pe unii sau pe alții. Cert este însă că, din punct de vedere al alianței, auzeam zilele acestea acuzații cine, cum și-a respectat promisiunile... Mi-aduc aminte că prima și cea mai gravă încălcare a fost și inițiativa disprețului pentru deciziile alianței a fost chiar a domnului prim-ministru,
atunci când hotărâsem să declanșăm procedura pentru alegeri anticipate. Pe urmă au curs și multe altele de aici și mi se pare demagogic să vorbești de lucrul acesta, când și la loterie a existat o înțelegere. Dom'le, având în vedere că domnul Copos are niște probleme, să nu numim din același partid șeful loteriei. Minunile astea cu tot cu loteria, privatizarea loteriei, privatizarea imprimeriei statului, acel transfer de 20% către fondul proprietatea. Foarte bine. Dar de ce ai mai trecut și 7% pentru Consiliul de Administrație salariați? Și mai mulți în Consiliul de Administrație niște... Dinu Patriciu va numi ciobanul din fruntea țării și un comunist cu intenții de colectivizare a proprietății private. Cum comentați aceste caracterizări? Pentru că astea n-au legătură cu ancheta penală. Nu le comentez. N-au comment, cum ar zice da. Constanțeanu. Las să le judece cei care le ascultă, le aud. Am înțeles. Trecem la capitolul războiul dintre palate, că văd că nu vreți să comentați asta cu Dinu Patriciu. Da. Pentru că aici s-au întâmplat foarte multe și chiar aș vrea să discutăm, plecând de la acea întâlnire între Dinu Patriciu, Monica Macovei și premierul Tăriceanu. Dar dați-mi voie să ne oprim puțin pentru publicitate. De acord. Cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, I wanna know if I got any pockets of resistance. Veștile circulă repede când ai un cent pe minut și un cent pe SMS la cartela Conex. Poți alege fixare sau strălucire, dar de ce nu pe amândouă? Cu noul fixativ VelaFlex Shiny Hold le ai pe amândouă. Fixarea flexibilă VelaFlex în care ai încredere și strălucire naturală 100%, dată de formula Flex and Shine. Oferă-i stilului tău o nouă lumină și fii strălucitoare întreaga zi. Noua colecție VelaFlex Shiny Hold. De la Vela. Portocalele nouă secrete pentru noi. Știm de cât soare și de câtă ploaie au nevoie. Culoarea, mirosul și greutatea lor sunt semnele după care recunoaștem calitatea. Și știm exact de câte portocale e nevoie pentru a face un suc delicios. 2,5 kg. 2,5 kg de portocale pentru fiecare litru de suc. Timbark. Plin de fructe. Plus prezintă... Micul preț al săptămânii. Televizor color cu diagonala de 51 de centimetri la numai 359 de lei și 99 de bani. Doar prețuri mici! Ediția specială Good Food numărul 4 aduce meniul pentru weekendul pascal. Meniuri de post, rețete moderne de drog, super fripturi de miel, prăjituri extrem de delicioase și un cozonac intrat în legendă fac subiectul meniurilor tale. În aprilie, Gabi Sabo, Rafael și Dan Chișu vorbesc și gătesc pentru tine. Good Food te face să gătești din plăcere. Noi muncim la via asta de aproape 2000 de ani. Bunicul meu avea o vorbă de eu, spunea mereu tate: vinul bun începe din vie. Ascultat și mi-a dat scris meșteșugul vinului chiar cu prețul vieții. Azi eu nu fac decât să duc mai departe învățăturile lor. Au, spatele meu! Fastum Gel elimină rapid durerile cauzate de lovituri și reumatism, pătrunzând în profunzime în centrul durerii. Fastum Gel elimină rapid durerea și redă mobilitate. Sindicatele, adevărate mașini de făcut bani. Detalii în Săptămâna Financiară, o revistă care știe toți banii.
Băiete, trebuie să cureți totul până vin de la piață. Aș vrea să curăț murdăria asta repede. Noul Mr. Proper spray degresant cu extracte de coajă de portocală îndepărtează petele dificile rapid și cu puțin efort. Băiete, ești magic! Mai curat și mai ușor, cu așa un ajutor, Mr. Proper. În fiecare duminică. Bine v-am găsit. Ciocanial colombian, o urmesc. Domnul, nu că vreau să vă flatulez. La Antena 1, Piața Divertis. Din culpa astreanță, ești prins. Nici nu ți-am bătat găina. Kilometru zero al distracției. Spune bună ziua. Bună ziua. Proletari de toate țările, uschiți-vă. Sunt Pitagora Stănescu, un tăciune pe altarul culturii. Femeie, mă trăiesc prost? Da. Ce s-a întâmplat? Să-mi puțină. Sigur știu că mă admirați. Ia Divertis, să-ți meargă bine toată săptămâna. Ăsta-i parlamentarul de care avem nevoie. Un tobitoc. Piața Divertis, la Antena 1. A bătut civilizat la ușă până a spart. Derbiul Vestului se joacă în direct la Antena 1. Poli Timișoara, CFR Cluj. Hagi versus Dorinel Munteanu. Spectacolul de sâmbătă seara se numește Fotbal. Poli Timișoara, CFR Cluj, sâmbătă seara în direct la Antena 1. Antrenați pentru spectacol! Dacă alegi o vacanță exotică și totul e perfect, dacă ai parte de surpriză la tot pasul, primești cadouri de bunvenit, dar nu e nimeni în jur. Să știi că urmează experiență de neuitat, distracție în fiecare seară, locali prietenoși și focuri de artificii. Nu mai sta pe gânduri. Fugi, ești în triunghiul bermudelor. Luke Perry. Vine în seară. Vasul Van Bover la Antena 1. Continuăm emisiunea din această seară. Domnule președinte, așadar războiul dintre palate. Haideți să nu ne ascundem. Știu că o să spuneți că nu e niciun război între palate și e un disconfort, dar eu cred că în acest moment alianța nu mai există. Și pleacă și cumva și de la relația dumneavoastră cu Călin Popescu-Tăricean. Nu cred că acesta este motivul principal. Motivul principal este că la liberal alianța s-a constituit cu un grup de politicieni liberalilor după câștigarea alegerilor, tot acel grup de politicieni a fost scos din linia întâi și au venit oameni noi, în general oameni care împărtășesc punctul de vedere exprimat înainte de alegeri și corect a făcut de domnul Patriciu, nu trebuie făcută alianța cu liberalii, ci cu PSD-ul. Era opțiunea dânsului, nu trebuie făcută alianța cu PD-ul, ci cu PSD-ul. Era opțiunea dânsului, acum acești oameni care susțineau în orice caz, cel puțin, nerealizarea alianței cu PD-ul, sunt în conducerea PD-ului, sunt purtătorii de cuvânt. Sigur, atunci este și explicabil, sunt... Ai PNL-ului. Ai PNL-ului, da. PD-ului. Nu, sunt purtătorii de cuvânt ai PNL-ului. Da. Acești oameni care nu și-au dorit alianța și probabil nu, toți... Nu sunt numai purtătorii de cuvânt, sunt cei care conduc, practic, Partidul Așa Național este. Liberal. Da. Așa este. Bun, asta e realitatea. De fapt, ambele partide trebuia să constate că sunt într-o altă realitate decizională decât cea care a construit alianța și probabil opțiunea mai devreme sau mai târziu a acestui grup va fi să îndrepte PNL-ul către o soluție pe care o vor considera mai potrivită cu PSD-ul sau cu cine vor dori dânsii. Cert este un singur lucru. Alianța nu pare a mai avea un viitor comun. Dacă atunci când a fost construită cu echipa domnului Stolojan, cu Mona Muscă, cu Varujan Vosganian, cu mulți alții, cu Ionuț Popescu, dacă atunci când a fost construită ea avea perspectiva unei fuziuni, tentativele PD-ului de anul acesta s-au lovit de un blocaj total și cred că le este în acest moment foarte clar că nu se mai poate discuta de realizarea unui partid mare
cu o doctrină comună. Deci credeți că este exclusă fuziunea de care s-a vorbit? Așa cred, având în vedere virulența anti-PD, anti-PSD, a purtătorilor de mesaj și a factorilor decizionali din PNL. În același timp, mai este un punct fundamental în care drumurile se despart. Acela al șmecheriei. Scuzați-mă că utilizez această expresie, dar așa pare a fi. Este greu de înghițit într-o alianță care n-a venit nici cu discurs anticomunist, nici cu această alianță a câștigat afirmând fără rezerve două lucruri. Vom face să funcționeze instituțiile statului, vom lupta împotriva corupției. Când într-un vraf de 100 de ordonanțe de urgență pe 22 decembrie se emite o ordonanță de urgență care discret face ca 7% din loterie să poată fi însușit de Consiliul de Administrație și de salariați. Și pe de unde era atunci? În vraful ăla, uitați-vă că nu e nicio semnătură de ministru PD. Sunt finanțele... Păi da, ceea ce spuneți e foarte grav, e mai mult decât șmecherie. Da, același lucru pentru imprimeria statului. Sau, dacă te uiți la consiliile de administrație, sunt ca firul roșu, finul, nepotul, șeful cancelariei, omul care vă mai dă telefoane, vedeți că vă dau pe surse, uite ce a făcut Băsescu, după discuțiile mele de miercurea cu premierul, întotdeauna este un băiat deștept la Palatul Victoria, care sună presa și pe surse, împărtășește din cele discutate, dar punându-l pe președinte într-o lumină negativă. De asta am și suspendat discuțiile de miercurea, întâlnirea de miercurea. Bun, deci lucrurile astea că aveți două mari probleme. Aveți două mari probleme. Neîncrederea. Neîncrederea, șmecheria de care vorbeați, pe de o parte în alianță, și pe de altă parte cred că aveți o mare problemă dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți cel care ați întors rezultat... Nu. Odată ați întors rezultatul alegerilor, pentru că nu poate nimeni să uite asta, și pe de altă parte ați numit prim-ministru. Așa este. Și ați dat gir aceste alianțe. Așa este, domnul Tucă, și acesta este lucru care mă frământă cel mai mult. Mi-aduc aminte că uneori, dacă vă aduceți aminte intervenția de la greva din educație, am spus, măi fraților, eu cu gura mea spuneam cu voi în spate 5% la educație. Și am forțat lucrurile ca într-o formă sau alta să pună bani de investiții la educație. Sigur, toată lumea a sărit în sus, se bagă Băsescu peste guvern. Dom'le, Băsescu n-a devenit o păpușă după ce a ajuns la Palatul Cotroceni. Mai ales că a spus că vreți să fiți un președinte jucător. Și nu ne-am citat pe chestia asta. Da, nu numai asta. Plus că nu știați nici instituția. Am avut câteva discuții cu premierul și i-am spus, domnul prim-ministru, marea problemă, dezastru acestei alianțe este unul singur. Dacă de ea se lipește eticheta corupt. Mare atenție. În condițiile astea nu poți nici să-mi vii la loterie să spui nu pot să-l schimb pe director că mă dă în judecată. Când e o întreagă campanie publică legată de neregulile de la loterie. Și atunci, bineînțeles că pui mâna pe telefon și spui măi frate, trezește-te, fă ce trebuie în 24 de ore. Vlădescu a fost rezonabil, dar de multe ori apelurile făcute așa nu rezolvă problema și atunci nu am decât să fac apeluri publice. Fie că e vorba de lupta împotriva corupției, fie că e vorba de... Stați puțin. Deci noi avem o alianță la guvernare, o coaliție, că mai sunt și alte partide. Bun, și cum ieșim din această chestiune? Pentru că... Domnul Tucă, n-avem cum să ieșim. Deci în momentul de față, orice rupere a guvernării, mă gândesc mult dacă să spuneți, spun, dar termenul e extrem de dur. Spuneți. Este o trădare a interesului național. Ruperea guvernării, pentru că România are toate șansele să intre la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană. Acest lucru nu se întâmplă într-o singură condiție. Dacă în România se creează o criză politică.
Deci acest lucru îl știu și eu, îl știe și primul ministru, îl știu și liberalii, îl știu și pediștii, îl știu și celelalte două partide din coaliție. Probabil de aceea este domnul acela de la liberal care își vopsește părul cu nume de floare. Flori, filme, fete sau băieți? Cu ce literă? Crin. Crin Antonescu. El e tot timpul foarte agresiv. Sigur știe că nu se va întâmpla nimic pentru că PD-ul nu va avea comportament de partid trădător sau oricare maltul. Poate fi că mai este care... un domn care se mai urcă pe mese, se supără și pe urmă se ceartă cu președintele. Stați că ajungem și la... Da. Important este că avem un singur... Nu v-am văzut de mult atât de comandament supărat. Fundamental. Comandamentul fundamental este să țină alianța până la intrare. Ce înseamnă până la intrare? Până în mai, iunie? Nu, până la 1 ianuarie 2007. Pentru că se va întâmpla următorul... Și atunci mergem cu Șandrămau, așa? Târâș, Grăpiș, trebuie să mergem cu ea, să asigurăm stabilitatea politică. Se vor întâmpla două lucruri. Raportul din mai, eu sper ca obiectivul, ca decizia de intrare să se ia la summitul la Consiliul European din iunie, 15-16 iunie, dar România va rămâne cu un alt raport care trebuie făcut în noiembrie. La ce se va referi acesta? La părțile care nu angajează clauza de salvgardare, părțile din raport, care nu angajează clauza de salvgardare, dar care angajează resurse. Că e vorba de agricultură, că e vorba de mediu, că e vorba de multe alte segmente, în noiembrie se va stabili dacă România va intra cu restricții la utilizare de fonduri sau nu. Și atunci efortul trebuie continuat. Regătați că l-ați numit pe Călin Popescu-Tăriceanu prim-ministru? Sincer, foarte sincer vă spun că da. Am crezut că va fi partenerul meu, opțiunea dânsului a fost să fie partenerul altui grup. Mi-aș fi dorit mult să am... Referiți la grupul Dinu Patriciu? Și la acesta. Da, ar veni, ar putea să vină cineva din partea Partidului Național Liberal să spună, dar și voi, democrații, sau foștii colegi ai dumneavoastră, duceți aceeași politică... Arătați-mi o singură acțiune, declarație ostilă la adresa PNL-ului, făcută de președinte. Eu să spun asta cu CNSAS-ul, nu de președinte. Nu vorbesc de dumneavoastră. Eu vorbesc de președinte. Nu. Eu vorbesc de președinte. Nu spuneați că în alianță nu mai funcționează pentru că întotdeauna sunt în Partidul Național Liberal, are cu totul altă agendă decât... Are altă agendă, în timp ce agenda reală este educație, bun, sănătate, PD-ul, funcționare PD-ul nu are altă agendă decât... Nu are altă agendă din câte observ eu. N-am auzit atitudini publice la PD care în mod consistent să iasă din programul de guvernare. Am o rugăminte. Vreau să vă duceți sinceritatea până la capăt, să ne spuneți cum au stat lucrurile anul trecut cu alegerile anticipate, cu demisia premierului și cu inundațiile. Nu mai intru aici. Este moment trecut. Da? Bună ziua. Era interesant. Un singur obiectiv. Să reziste structura de guvernare până la 31.12.2006. Pe urmă putem să gândim orice alte soluții. Bun, deci nici vorbă ca miniștrii democrați să facă o criză de guvern, să plece din guvern sau ceva. Nu am auzit la Partidul Democrat o asemenea abordare și, vă repet, Partidul Democrat nu va avea comportament de partid irresponsabil, de acest lucru vă asigur. Cu certitudine însă că se vor apăra. Dacă vor continua atacurile dintr-o parte, nu vor sta să se uite, pentru că au și ei un electorat care nu vrea să-i vadă călcați în picioare. Credeți că întâlnirea de la Palatul Cotroceni, eu știu că a fost vorba de mai multe întâlniri, dar vorbim de una singură recunoscută, a influențat actul de justiție, întâlnirea dintre Tăriceanu Macovei și Dinu Patriciu? La Palatul Victoria? Da, Palatul Victoria. Nu mă pot pronunța. Este un dosar în derulare. Nu mă puneți în situația să... Nu fiu sincer. Deci nu mă pronunț. Păi e vorba de o întâlnire la Palatul Victoria. Deci nu mă pronunț asupra efectului ei. Mențin ceea ce am spus și atunci. A fost nepotrivită. Cum vedeți relația de aici înainte, având în vedere tot ce mi-a spus, cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu? Una de instituțională, dar să nu credeți că nu voi insista.
ca prevederea cu 7% pentru salariați și Consiliul de Administrație la imprimerie sau la loterie să nu fie retrasă. Voi insista și sunt convins că va observa Parlamentul, cum de asemenea voi insista să se găsească o soluție ca la loterie să nu mai fie acest conflict aparent de interese. Domnul Copos cu o problemă, directorul loteriei cu altă problemă. Ce faceți cu domnul Stolojan? Pentru că se vorbește că domnul Stolojan va încerca să creeze în Partidul Național Liberal un pol care să fuzioneze cu Partidul Democrat. Nu cred. Nu cred acest lucru și eu cu domnul Stolojan nu am avut astfel de discuții. S-a vorbit foarte mult de retragerea domnului Stolojan și nu vreau să revin la momentul ăla. Vreau să vă întreb de ce n-a rămas președintele Partidului Național Liberal, domnul Stolojan, chiar dacă n-a mai fost candidatul Alianței și ați devenit dumneavoastră. Eu am participat prin forța lucrurilor la schimbarea inclusiv a președintelui PNL-ului și știu că s-a semnat un document prin care domnul Stolojan i-a delegat conducerea până la revenire. Nu l-a mai așteptat nimeni să revină. A fost decizia liberalilor, este problema. Deci, practic, a fost dat la o parte. N-a fost niciodată o demisie a domnului Stolojan din funcția de președinte. Deci, practic, a fost... E foarte important ceea ce spuneți. E prima dată când aflu că n-a fost demisia domniei sale din funcția de președinte. Nu. S-a făcut un document semnat. Eu am participat la acea ședință a liberalilor într-un sediu al lor undeva pe Magheru. Dacă bine mi-aduc aminte, aproape de universitate au un sediu, s-a semnat un document prin care îi delega conducerea partidului. Dar astea sunt ale lor, îi privesc lucrurile acestea. Mai am să vă pun doar 100 de întrebări. Prima dintre ele ar fi dacă l-a sunat pe Adrian Năstase noaptea în care a fost mazilit. În noaptea în care a fost schimbat. În care i s-a retras sprijinul politic. Da, habar n-aveam. Am aflat abia dacă a doua l-a sunat, dimineață. L-a sunat? Da, frecvent. Cred că n-au fost două zile în care să nu vorbesc cu Adrian Năstase cât timp a deținut funcția de președinte al camerei. Aveam mereu probleme și marea problemă pe care o aveam tot timpul trebuia să aflu de ce legi. Nu, dar ați avut o discuție legată de ceea ce s-a întâmplat cu Adrian Năstase în exclus, nu. Pentru că s-au făcut foarte acest multe speculații. Acest subiect nu l-am abordat niciodată. Relație instituțională. Da. Din păcate trebuie să mă recunosc că a fost o relație instituțională extrem de seacă, în care n-am găsit colaborare. Singurul moment în care am găsit sprijin la dânsul a fost legat de buget. Da. Când... Apropo de grupurile interese, se vorbește de un grup de interese și din jurul dumneavoastră. Și știți bine... Pentru că, practic, demisia Elenei Udrea a plecat de la acest scandal. De la campanie. Da, a fost o campanie. Domnul absolut, Tucă, da. Eu mai spun ce am mai spus public. A fost un joc. Bătălia mea împotriva grupurilor nelegitime de interese va fi continuă. Și s-a încercat, dacă v-ați uitat, toți consilierii au fost atacați. Pe un motiv sau altul. Ce este? Adriana Săftoiu, că nu știu în ce... Claudiu Săftoiu, campanie cu Elena Udrea, campanie cu Stolojan, campanie cine cu... Cine a pus la cale această campanie? Nu știu. Și dacă... Domnul președinte, dacă asta afirm, cum nu știu. Dacă afirm, va trebui să probez și nu pot proba, dar știu că sunt bani cu miros vă de petrol. Că... Că nu știu, dar dacă e bani cu minus de petrol. Da. Îi spuneți așa ca să nu... Bun. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că nu există un grup de interes în jurul președintelui? Nu. Nu. Dar niciodată. Și nici n-a existat și grupul nici nu va Cocoș, exista. Grupul Cocoș, grupul Dan Beșu, Sorin Vulpescu... Eu copilărie. Ăștia sunt oameni pe care îi cunosc de mult. Niciodată n-au primit vreun contract de la mine... Au fost cu firmele, au licitat la administrația străzilor. E o poveste, le-a dat primarul. Sunt licitații, au câștigat licitații și la administrația națională a drumurilor. Nu singura firmă, uitați-vă în București, că e și Strabag și Centrala Construcției Căi Ferate, multe alte firme. Dar nu există în administrație, și fac această afirmație public, nu există în administrația centrală sau locală un primar, un ministru, un adjunct de ministru care se poate spune ne-a sunat Băsescu să-i se dea un contract nu știu cui.
nu am tipul ăsta de preocupări și, n-aveți niciun și nu mă interesează. Elena Băsescu s-a înscris în PD. Bine a făcut. Sunteți bucuros că una da. Dintre fiicele dumneavoastră... Sincer, m-am bucurat. Poate să se dezvolte la umbra marinarului bătrân? Dar marinarul nu mai are legături cu PD-ul. Aici trebuie să... Cred că ar trebui clarificat... Cum nu mai aveți lecții cu PD-ul? Legături. Păi nu mai sunt păi, structurile Bob, Partidului Democrat. Deci mai... Bob, dacă ar avea vocea dumneavoastră, dacă zice asta, ar spune același lucruri. Adică ar fi perfect. Bun, de ce nu-i spune niște astea? Cum îi zice dumneavoastră? Emile. Emile, vezi tu, după ce spune eu ceva, încearcă și tu să iei cuvintele, să le amesteci, ca să, nu. În momentul în care hai să nu exagerăm, s-a creat imaginea asta, dar să nu credeți că vreodată Partidul Democrat a fost condus de un singur om, sau... Cum n-a fost? Sau că vreți să spuneți că nu l-ați condus dumneavoastră? L-am condus, dar cu decizie colectivă, păi cu da, decizii deci luate împreună. Dumneavoastră îl conduceți și deciziile se iau colectiv. Nu, nu exagerați. Nu exagerați. Știți dar că îmi place și revenind un pic la, așa. Revenind la fiica mea, mă bucur că a avut opțiunea de a se înscrie în Partidul Democrat. Bine, și eu mă bucur, dar mă bucur pentru dumneavoastră că mă gândesc că veți fi un profesor foarte bun. Vă cereți sfatul? În politică vă da, scrieți împreună discursul. Spre exemplu, ultima dată am avut o discuție. Fata tati, ferește-te de televiziuni deocamdată. Că spuneți-i că este invitata mea. Păi nu că... Am spus ferește-te de deci televiziuni. Deci într-un sfert de oră am terminat-o. Nu e nevoie de două ore ca da. La dumneavoastră. Păi un copil. Abia a început. Da, abia împlinesc și eu 40 de ani. Domnul președinte... Îi scrieți discursurile, adică îi dictați, zice Elena, ia pune-te puțin la masă și zi. Ce să scriu, la țepe, tată? Nu, sau cum? Nu. N-am, nici nu s-ar potrivi. Dar apropo, asta cu țepele... Păi, justiția a început să lucreze, bănuiesc că... Păi clar, că dumneavoastră sunteți împotriva judecătorilor. Sunteți cu procurorii, sunteți omul procurorilor. Nu, nu neapărat. Ăsta dar... cu omul procurorilor, omul serviciilor secrete, omul... Mai cui sunteți? Da, hai să o lămurim, pentru că tot ați deschis subiectul, e omul serviciilor secrete. Domnul Tucă, cea mai mare obligație a președintelui României este securitatea națională, care are două segmente. Segmentul în care România ar fi nevoită să se apere cu armata și, Doamne ferește, să ajungem la el, și segmente în care România este în timp de pace și se apără cu serviciile de informații. Sunt instituții de care, constituțional, președintele răspunde. Eu nu pot să rămân departe de aceste structuri, dar probabil că, fiind un președinte care a avut curaj să deschidă dezbaterea despre serviciile secrete și să afirme fără complexe, oricând a susținut, oricând a utilizat serviciile secrete, și acest moment a fost momentul... celor trei cetățeni români, ziariștii răpiți în Irak. În acel moment a început jocul. Băsescu a aranjat cu serviciile secrete să exporte niște răpiți. Ei, nu, ați aranjat să-i aduceți înapoi, da. Nu să-i exporte. A fost o adevărată... Bun, ce aveți cu judecătorii, domnule nebunie. Președinte? Cu judecătorii am un singur lucru și știți de, că ați fost dat în deși judecată de... îi știu supărați, voi repeta... De ce credeți că procurorii sunt cei buni, iar judecătorii sunt cei răi? Dar n-am spus că sunt cei buni. Procurorii, direct, dar ați... procurorii au început să miște dosare. Au început să-și facă treaba. Ori nu văd o creștere a celerității în justiție. În instanțe lucrurile sunt încă înghețate. Primesc același număr uriaș de semnale de la populație nemulțumită de derularea actului de justiție. Da, dar nu puteți să dar ridicați spun... din stăt procurorii. Dar nu ridic pe nimeni. Eu constat doar... un pic așa. Eu constat doar că poliția a început să lucreze pe cazuri de corupție cu eficiență, că procurorii au început să lucreze, dar nu știu cât de bine. Repet, nu știu cât de bine. Asta stabilește judecătorii. Da. Trebuie să ne oprim pentru publicitate. Îmi cer scuze. Doi. Am o întrebare aici. Eu. Cu da. Orban, care întrebarea 69 cu ce a zis la cu femeile, nu? No comment? Credeți că nu știu, eu aș da o replică domnului Orban pe ce spune?
deja m-ați enervat. Da. Ar trebui să-i dați, pentru că l-a ținut de mână în campania electorală în tot Bucureștiul și acum nu-i dați replică. Domnul Tucă, l-am ținut de mână pe domnul Tăricianu. La sfârșit. Pe domnul Tăricianu nu-l cunoștea nimeni prin județul Alba, prin, spuneam, dânsul este viitorul prim-ministru. Și nu dormiți noapte acum? Ba, dorm foarte bine. Haideți că aveți insomnii, vă treziți dimineața cu mâna audă. Aoleu, da. Ceea ce a făcut și mototolit. Și credeți că e Tăricianu, da. Publicitate. The answers I've been looking for, been here all the time. 24 de ore, performanță maximă. Primele deodorante create să muncească non-stop pentru tine. Nivea Deo Spray, cu forța noului sistem de înaltă eficacitate. Premieră în România. Abonamentul Cosmote 240 îți aduce super telefonul Motorola V360 gratuit. 240 de minute naționale incluse și un telefon de ultimă generație cu MP3 player, cameră VGA și Bluetooth. Abonează-te acum și te vei convinge! Cosmote, in touch with life. Prin agenția mea le ofer clienților cele mai frumoase nunți, adevărate experiențe de 5 stele, servicii excelente și o atmosferă impecabilă. Dar o petrecere de 5 stele pentru ei înseamnă o mulțime de pete pentru noi. Vin, grăsime, ciocolată. Pentru asemenea pete dificile trebuia să folosesc și alte produse de curățat adiționale, până când am descoperit Ariel. Pentru că Ariel conține puterea de curățare a produselor adiționale concentrată în ingredienții săi activi. Ariel, totul inclus pentru o curățenie de 5 stele. Am ales partenerul de încredere. La fel și eu. Dacă exigența cere impecabilul, exigența cere Ariel. Din aprilie citești Familia mea, o revistă modernă și completă pentru tine și cei dragi. Idei și soluții practice la tot ce te interesează. Cămin, familie, frumusețe, dezvoltare personală și timp liber. Numai în Familia mea. Când vrei mai multe plăceri deodată, încearcă cea mai bună combinație de blat pufos, cremă fină și glazură delicioasă. Măgura. Plăceri combinate. Viața este plină de riscuri și uneori e dificil să le reduci. Însă acum este foarte ușor să reduci riscul apariției cariilor cu până la 40%. Mestecă Orbit după fiecare masă. Noul Orbit reduce riscul apariției cariilor cu până la 40%. Demonstrat clinic. 4 milioane de euro plătiți ilegal de ministrul Gheorghe Dobre pentru combaterea gripei aviare. Citiți în Jurnalul Național de mâine. Pentru prima dată un post de radio din România va emite live din Ibiza. Kiss FM se mută pe insula care nu doarme niciodată. Ascultă doar Kiss FM și află cum poți să vii și tu. Kiss FM is everywhere. Future's bright, the future's orange. Pentru cititori, noul format redus al gazetei sporturilor e mult mai practic și mai comod. Însă deocamdată nu același lucru se poate spune și despre redactorii ziarului, care încă nu s-au acomodat prea bine cu noile dimensiuni. Gazeta sporturilor în noul format. Mai mic, mai interesant. Noul Cibo Exclusiv. Mai bun ca oricând. 100% cafea arabica,
într-o nouă rețetă pentru ca tu să poți savura un gust mai bun ca oricând. Încearcă și tu noul Cibo Exclusiv. Ce s-a întâmplat astăzi, în primul jurnal al serii. De la ora 18, Maria Coman, Mihaela Bârzilă și Dana Grecu vă prezintă cele mai tensionante momente, cele mai șocante declarații, cele mai neașteptate dezvăluiri, cea mai fierbinte ediție de știri. La Antena 3, de la ora 18, ai cea mai bună selecție de știri. Da, ultima parte a emisiunii noastre, invitat domnul Traian Băsescu. Pare rău că trebuie să citesc ce a zis domnul Orban, dar asta e. Vă recomand să nu urmați stilul de carieră politică al Ralucăi Turcan, Mioarei Mantale, Elenei Udrea. Nu trebuie să treceți prin patul niciunui șef dacă vreți să ajungeți în funcții publice importante. Ce vreți să fac legat de nimic. Eu v-am citit așa, cum să zic, suntem la o lecturare ușoară. Și am citit seara înainte de culcare o declarație de domnului Orban. Este declarația. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Da. Credeți că e un stil de a face politică? Sau... Poate fi, dar depinde ce vrei de la politică. Am înțeles. Ultima întrebare, sau mă rog, penultima întrebare ar fi legată de Uniunea Europeană și de... și în contextul ăsta și de politică externă. Știți de ce sunt eu supărat pe dumneavoastră? Spuneți, domnule. Pentru că atunci când ați fost ministru transportului, nu sunt supărat în trecut, din prezent. Pentru că atunci când ați fost ministru transporturilor, n-ați încurajat construcția autostrăzii. Așa este. Probabil că va trebui să o discutăm într-un timp mai lung. Cum de eram, acord. Ce bani puteam primi. Am avut o emisiune în care ne-am certat vreo două ore. Da. Lucrul ăsta nu vreau să vă aduc eu aminte. Eu tot susțineam că trebuie reabilitat ce absolut. Avem întâi exact. Ca să putem nu merge, trebui, dar n-aveam... Nu credeți da. Că măcar acum ar trebui să facem asta? Dar știți ce apropo e paradoxal de Uniunea Europeană și că de la 1 ianuarie 2007 vom avea bani. Totul este să fie proiectele gata. Trebuie să fie, domnul președinte. Da. Ați călătorit mult și ați fost mult. În străinătate da. Și ați văzut. România aproape că încetează să mai existe, fie și numai din punctul sunt de vedere al autostrăzii. De acord cu dumneavoastră. Bun. Spuneți-mi cu Uniunea Europeană, pentru că sunt foarte mulți... Intrăm la 1 ianuarie 2007. Dacă ne facem treaba și după iunie, până în noiembrie, vom intra și fără restricții financiare. Deci... Iar în ceea ce privește politica externă, îmi pare rău că trebuie să le expediem la finalul emisiunii. E mult de vorbit, dar... Nu, dar să nu începeți cu aia cu Marea Neagră, că nu înțeleg nimic și plec acasă. Am schimbat-o. Da? Nu mai facem politică externă pe bază de contracte, ci facem politică externă pe bază de ce poate oferi România ca membru în Uniunea Europeană. Dar nu în materie de contracte. Nu, în materie de securitate, în materie de relații internaționale, în materie de capacitate de a crea politică externă în ansamblu Uniunii Europene și în regiunea Balcanilor. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, în legătură cu blondele. E o întrebare târzie. De ce vă plac blondele? Că n-am înțeles niciodată. Pur și simplu... Păi, și cu soția mea m-am căsătorit pentru că era blondă. Păi nu, când ziceți că îmi plac blondele, nu vă referiți la soția noastră. Adică era, dincolo de a fi cu mie, mai avea un atu. Era blondă. Cum se împacă soția noastră cu postura de soția președintelui României? Foarte bine. Văd că a rămas la fel de modestă, o femeie cu bun simț, o femeie care îmi tolerează destul de multe. Păi ce așa cum a făcut toată viața. Ce faceți, domnul președinte? Adică mă acceptă și faptul că în weekenduri cine știe pe unde sunt, că vin noaptea târziu acasă, că plec dimineața. Păi dumneavoastră nu v-a schimbat de când sunteți președinte? Sunteți la fel ca până acum? Da. Adică plecați noaptea de acasă? Da. Vin seara târziu. Un weekend, cine știe pe unde plecați? Da.
Vreau să vă întreb ceva și de ziariști, pentru că n-am apucat să vă întreb în asta. Să vă întreb mai aveți asta. Timp în emisiune, nu mai bine nu întrebăm de ziariști. Nu, nu. E o întrebare... De ce trebuie să-mi pun iar toată presa nu, în cap? Nu, e o întrebare simplă. Cum ați descrie dumneavoastră ziaristul român? Depinde pe care, domnul Tucă. Sunt ziariști extraordinari, care o fac din suflet meseria și se vede din scris. Asta văd și cititorii. Sunt ziariști care o fac, spre exemplu, pentru a-ți face demonstrația că trebuie să ai un anume fel de abordare în relația cu ei. Și, cum bine știți, sunt ziariști care servesc interese. Un om de afaceri, un om. Dar dumneavoastră, dacă politic, sunteți sincer, nu v-ați folosit și dumneavoastră de astfel de ziariști în cariera politică? Ar fi imposibil să-mi arătați un ziarist cu care am avut o înțelegere să mă susțină, cu care, sigur, cum a fost relația mea cu Roșca Stănescu, a fost una relativ amicală, cum a fost și relația cu dumneavoastră când eram ministru. A fost nasoală. Da. Deci eu mi-aduc aminte de niște emisiuni, mai aveam puțin cum și... Cum este, spre exemplu, n-aș putea să spun că n-am o domnul președinte, n-am comunicare cu ziariștii atunci când consider că trebuie să o am. Tocmai ieri s-a întâmplat ca să fiți huiduit prima dată. Ce a simțit? Dar nu m-a deranjat, domnul Tucă. Nu, ce a simțit? Lăsați că nu m-a deranjat. Deci ăsta... Traian Băsescu, de când a devenit președinte României, este obișnuit ca pe acolo, pe unde se duce, să facă baie de mulțime. Show și baie de mulțime. Traian Băsescu, show da. Și baie de mulțime. Ieri v-am văzut. Negru, erați pământiu. Domnul președinte, v-am văzut. Deci știți vreți, cum arătați? Vreți să ascultați? Cam piața în Crângaș când i-ați dat un cap în gură lui arabul ăla. Vă aduceți aminte? Nu, nu mi-aduc aminte. E, cum nu vă aduceți? I-ați dat cu ăla cap în gură. Așa. Hai să vă spun un lucru care trebuie spus, pentru că până la urmă e parte din viața unui președinte. Știam că este un grup de 30 de oameni care trebuie da. Să fluiere. Numai puțin. Vă rog, da. A fost anunțat dinainte de plecarea de la Academia Română, de unde mă duceam acolo, și decizia mea a fost mergem. Știind că există acel grup. Știind că există acel grup. Știam că nu vreau să fac, pentru că nu îmi dădeam seama dacă voi rezolva problema în interiorul CNSAS-ului, la momentul la care am intrat, dar m-am dus știind că este un grup de 30, probabil au mai fost și oamenii aceia în vârstă, cu siguranță n-au fluierat. A fost grupul de vreo 30, lanț viu, nu, și care nu erau salariați ai CNSAS-ului. Și nu erați nervos? Nu. Păi nu v-ați dus la ziarici, nu le-ați spus nimic, ați plecat? Dar n-aveam ce să declar înainte de intrare. Deci de ce v-ați dus la plecare? Dar nu m-am dus, pe acolo era intrarea. A trebuit să merg drept, față în față cu ziariști, l-am văzut pe Doru Braia, pentru că el m-a strigat. Cum e? Traiane? Cum strigă oricine? Mă poate striga oricum. M-am dus către el și i-am spus ce faci pe aici? Și mi-a spus ce vrei să faceți, i-am spus nu. La ieșire, ascultați-mă, ca să știți bine. Nu numai că n-am vrut. A fost o discuție în interior să meargă domnul Secașiu cu mine să facem declarație. Și am spus, nu, frate, eu nu fac niciun fel de declarație aici. Nu am de ce să o fac. Este o problemă pe care ar fi trebuit să o rezolvați. Și încă un lucru care este absolut adevărat și îl repet. Nu domnul Ticu Dumitrescu, nu domnul Turianu, nu domnul Secașiu au responsabilitatea politică pentru desconspirarea securității, ci eu. Nu societatea civilă care își dorește și văd că a devenit activă, face lanțuri vii, în timpul domnului Constantinescu n-a făcut. Dar nu societatea civilă are responsabilitatea condamnării crimelor comunismului, ci eu. O voi face atunci când va fi și momentul potrivit pentru țara mea. Ultima întrebare. Steaua sau Rapid? Amândouă sunt echipe europene. Nu riscați aici. Nu că nu risc, dar cred că veți ar fi... la meci? Sigur că și voi veți sta între... Nu, Becali, spre exemplu, Cobos. La Rapid am v-ați stat... lângă Tăricianu. Nu, am stat lângă Copos, care era patronul.
Bun, și mai încolo era... Da, nu e nicio problemă. Nu avem incompatibilități de stat împreună. Nu vă deranjați? Nu. Așa la... Nu. V-am zis, mâncați semințe, erați un pic... Nu, eu semințe nu mănânc niciodată. A mai spus cineva, mânca băzut semințe. Nu, vi se spăgeau semințe și dumneavoastră mâncați miezul. Haideți, domnul președinte, ne mai uităm și... Aici, probabil că voi sta lângă patronul celuilalt club care e gazdă. Dar sper să fie un meci frumos și mai ales publicul să fie la fel de inteligent și civilizat ca pe Giulești. De citiți, mai citiți ceva? Nimic. Nu la mai film? Am timp. E asta Ice Age 2, nu vreți să mergem la Ice Age? Cine stă la filme? Dar o să vă spun un secret, îmi plac foarte mult desenele animate. E cu extraordinar. Papei Marinaru. Nu numai cu Pape, dinamica lor e extraordinară. Aștept să terminați cele două mandate candidați, nu? Nu știu, domnule. Haideți, domnule, e târziu, trebuie să ieșim din emisie. Vă rog, hai să ieșim, vă doresc o seară plăcută. Mulțumesc mult de tot. Aștept ziua în care veți ieși la pensie, așa cum ați promis, da? Și să venim să stăm... Deci, să... ce vă spun sub cuvânt de onoare? După ce plec de la Cotroceni, după unul sau după acasă. Două mandate, ies nu, din politică. După unul sau după două? Deci, lăsați, deci după unul sau avem două timp. Mandate, nu știu. Deci, repet... Vă asigur că ies din politică. Nu voi mai face parte din niciun partid, din nicio structură. Am cred că vine timpul să mă odihnesc. Am o rugăminte anticipatele, să nu fie prea târziu, că vreau să mai am și eu ceva de lucru ca să nu mă dea afară. Rețineți ce vă spun. Până la 31-12-2006, exclus. E, da, așa măcar să ne întărete un pic. Bine. Mulțumesc mult pentru eu participare. Eu vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc dumneavoastră. Să vă mai spun ceva. Eu n-am venit la Antena 1, am venit la Marius Tucă. Nu, domnul, vă spun asta, domnul președinte. Da, o să-mi spuneți că am venit la Antena venit... 1, unde e și Marius Tucă. Nu, ați venit la Antena 1, unde lucrează și Marius nu. Tucă. Am venit, nu, ați venit la Ziarist, la fel cum... Nu, ați venit la Antena 1, bine, unde bine, lucrează Marius bine. Tucă. Mulțumesc pentru participare în această seară, domnului președinte. Și de asemenea vă mulțumesc dumneavoastră celor care au stat până acum și v-ați uitat la emisiune. Țineți aproape. Secretul Mariei. Pregătește-te să intri iar în legătură cu vedetele tale preferate. Numai cu Delma. Vizionare plăcută. Genul programului, dramă. Programul poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Yeah.